Asta este ultimul clip de unboxing pe anul ăsta. Sper să iasă bine, pentru că acea cameră care filmează în momentul de față este Note 10 Plus, Samsung Galaxy Note 10 Plus, și sper să iasă bine, sper să nu mă lase acum. Asta este aplicația by default pe care o are telefonul, adică vreau să văd acum, fără nicio altă aplicație terță parte, dacă într-adevăr filmează ok, dacă acel 4K este într-adevăr 4K și dacă calitatea este ok, dacă calitatea... Bravo, Alin, bravo! Ai și tu 3 replici de zis și pe alea dai în bară. Hai să vedem exact de ce am atât de multe produse pe birou. Vreau să încheiem acest an pe partea de unboxing cu unul glorios, unul fantastic, absolut incredibil, cu un produs marca Zvâncă. La fel ca și portofelele, asta este o geantă, o geantă masculină, o geantă de umă și nu numai, pentru că poate fi ținută și așa, făcută de Mihaela Zvâncă, cum a făcut și portofele pe care eu le-am dat giveaway, mă rog, unul dintre ele l-am dat giveaway la un moment dat, așa este și geanta asta făcută tot de ea. Hai să vedem exact, pentru că am pregătit ceva foarte interesant pentru voi. În primul rând, geanta este de piele, avem niște detalii absolut incredibile, adică arată în mare fel, este elegantă, este... Dacă ești cu asta în oraș, n-ai cum să nu atragi atenția prin prisma detaliilor pe care le avem. Și acum, am pregătit pentru voi câteva scenarii. Scenariul 1, student sau businessman. Dacă ești student, mă rog, student mai puțin, dar un businessman, da? Un businessman dacă merge undeva și trebuie neapărat să poarte ceva elegant, adică și un costum și așa, geanta asta merge extraordinar. Și așa că un businessman are nevoie de un laptop. Bam, am încăput perfect. O tabletă, în cazul în care, nu știu, n-ai chef să scoți laptopul, dar vrei să-ți notezi ceva rapid pe tabletă. Intră și tableta fără nicio problemă. Pentru laptop avem nevoie de încărcător și un mouse, bineînțeles, în cazul în care ai mai mult timp de stat pe internet, intră un mouse perfect în geanta asta și... Bam! Deci, student sau businessman, geanta asta e făcută special pentru tine și nu numai. Și acum, dacă vrei să iei și un telefon, avem în interior un buzunar perfect pentru telefon. Un iPhone 11 Pro Max încape absolut perfect. Dar dacă vrei să iei două telefoane și nu vrei să le pui în același buzunar, absolut nicio problemă. Mai avem în spate un buzunar perfect pentru al doilea telefon. Și nu numai, poți să spui ce vrei tu acolo, poți să spui cheile, poți să spui portofelul. Perfect. Asta, businessman, student. Ce poți să vrei mai mult? Se pare că vecinii mei în momentul de față s-au gândit că este momentul absolut perfect și genial ca să dea niște găuri să târie mobilă pe parchet, pe podea și să facă țătaiețivi, că nu pot să înțeleg la ora asta de ce este, eu de asta filmez seara, că am zis că bă, na, vecinii se odihnesc și ei. Mă rog. Al doilea scenariu. Să zicem că ești un reporter de teren. Bun, ești un reporter de teren pe lângă toate astea, că sigur ai nevoie de un laptop. Hai, poate laptopul este opțional, dar îl lăsăm aici ca să vă arăt în cape. Avem nevoie de o tabletă, dacă ai notițe, ai chestii salvate pe tabletă sau pe laptop. Mouse încărcător în cazul în care nu-i fără baterie și chiar ai nevoie de chestiile astea. Mai avem și un reportofon, putem să luăm un reportofon foarte rapid cu noi. Perfect, reportofon. Pentru reportofon nu poți merge așa, vrei să iei un interviu, avem nevoie de un microfon la valieră. La fel de bine încăput. Și nu numai, pe lângă asta avem nevoie de o agendă și un pix. Chiar îți moare bateria la un moment dat, de unde să încași laptopul, de unde să încași tableta. Perfect, băgăm și o agendă și un pix. Ce-ți poți dori mai mult? Și geanta stă perfect în picioare, oricum am pune, am un laptop, am atâtea chestii aici în interior. Deci... Uite puțin câte chestii am aici. Și geanta stă perfect în picioare. Păi, deci nu se răstoarnă, nu nimic, am două telefoane. Am atât de multe chestii înăuntru. Bun, hai să trecem la scenariul următor. Scenariul numărul 3, party people. Sau nu știu, vrei să mergi la multe, vrei să mergi într-o excursie și vrei să pari fancy, na, vrei să arăți bine, vrei să ai ceva pe umăr care să arate bine și să fii impunător, negru, de piele, piele naturală 100%. Și vrei să-ți iei și o boxă externă, pe lângă laptop, încărcător, tabletă și toate astea, o boxă externă în cape, absolut perfect. Și na, nu vrei să rămâi fără baterie la ambele device-uri care deja oricum sunt în asta, luăm și o baterie externă care încape absolut perfect. Și din nou, stă fix în picioare. Zvâncă! Băi, cât de tare e asta! Scenariul numărul 4. Să zicem că ești vlogger ca mine, ești fotograf, ești videograf, nicio problemă. Avem o cameră, deci o cameră și cu un obiectiv destul de măricel. A încăput absolut perfect. Mai avem un obiectiv, că na, mereu un fotograf și e cel puțin unul sau două obiective. Și cred că ar încăpea două fără nicio... Da, clar încap două, cel puțin două obiective. Luăm și un trepied, că na, dacă suntem vlogger avem nevoie și de un trepied. Pe lângă asta și un ND filter, da? Dacă avem nevoie de un ND filter și ăsta nu putem pune ca să se zgâre, așa că avem buzunarul ăsta special unde băgăm și un ND filter. Perfect, și l-am încheiat. Nu se atinge nimeni de el, deci
kitul de vlogger, fotograf este fix aici. Dacă aș fi avut și drona, ar fi încăput fără absolut nicio problemă și drona și controller. Dacă nu, puneam drona în geantă, controllerul în spate. Și acum, scenariul numărul 5. Să zicem că ești câte un pic din toate, da? Adică, nu știu, ai nevoie de foarte multe chestii la tine. Hai să vedem. Cam de ce ai putea avea nevoie la tine? Ai nevoie de o tabletă, da? Ok, ți-ai tableta, perfect, încape fără nicio problemă. Ai nevoie și de un încărcător. Aici am pus încărcătorul. Bun, ți-ai și încărcătorul. E încărcător de laptop, nu de tabletă, dar ăla de tabletă care e mai mic. Bun, punem și încărcătorul de laptop, tabletă. Ok, ai nevoie de un telefon. Nu e nicio problemă. Băgăm și telefonul aici. Perfect. În partea cealaltă avem și al doilea telefon, fără absolut nicio problemă. Să zicem, ok, ce mai avea nevoie? Mai ai nevoie de o agendă, da? Nu știu, îți moare tableta, chiar n-ai unde să o încarci, ți-ai agenda, ți-ai și pixel, fără nicio problemă. Ai nevoie și de o baterie externă. Luăm și bateria, pentru că încape perfect. Ok, să zicem, mai ai nevoie și de o boxă externă, da? Luăm și boxa externă, fără nicio problemă, punem în geantă, pac, am închis. Geanta perfectă. Deci este geanta perfectă. Nu ai cum. În primul rând, n-ai cum să dai greș cu așa ceva, pentru că arată absolut incredibil. Ai, poți să pui în toată chestia asta absolut tot ce ai nevoie și arată extraordinar de bine. De acum o să folosesc geanta asta când vreau să mă duc la evenimente, când vreau să trag, nu neapărat să trag atenția, cel puțin nu în mod rău, vreau să trag atenția, să fie ceva, bă, uite-o leacă ce geanta are ăla, adică să fim serioși. Cum? Ai o geantă care arată atât de bine și încap atât de multe lucruri în ea. Poți să iei absolut oriunde. Așa că dați fuguța pe zvânca.ro. Zvânca.ro este site-ul unde găsiți absolut tot felul de genți, portofele, accesorii, bărbați, femei, tot ce vreți. Absolut tot ce vreți găsiți acolo. Pentru că și prețurile sunt foarte, foarte bune. Eu sunt extraordinar de mândru de produsele astea. Arată foarte bine, își fac foarte bine treaba. Super tare. Dacă vreți să faceți un cadou chiar vouă înșivă, pentru că mai sunt câteva zile până la Crăciun, într-adevăr, dar nu contează, nu trebuie să fii neapărat Crăciun, nu trebuie să fii Revelion, trebuie să fii ziua ta, poți să-ți faci geanta asta cadou, pentru că meriți și este foarte faină. Adică, mai mult de atât, nu știu ce să vă zic, chiar nu știu ce să vă zic. Bă, vă mulțumesc extraordinar de mult. Ăsta a fost ultimul unboxing pe anul ăsta. Ne vedem cu restul clipurilor până la sfârșitul anului, dar eu vreau să vă mulțumesc extraordinar de tare, sunteți absolut grozavi, sunteți geniali, cel puțin pe partea asta de unboxing am reușit să văd o grămadă de produse, am pus mâna pe niște gadget-uri la care nu mă gândeam că o să pun mâna vreodată, pentru mine, datorită vouă, a fost un an extraordinar, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Hai să ne vedem cu restul clipurilor până la sfârșitul anului și eu v-am pupat. Nu uitați, like, share, subscribe, mă ajută foarte, foarte mult să facem 700 de subscriber, cel puțin 700 de subscriber anul ăsta, nu uitați de clopoțelul ăla. Ăla este practic realul abonament pe care vi-l faceți voi la mine. Adică așa vă abonați voi. Vă mulțumesc extraordinar de mult încă o dată. Mă înclin în fața voastră și v-am pupat. Ha! Ah, și ne vedem cu birou. Ha!